Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. COVID-19 a adus șomajul în sectorul serviciilor și industrie. 853 de vasluieni și-au pierdut slujbele. Sectorul serviciilor, industria și construcțiile din județul Vaslui au pierdut cei mai mulți salariați în primul an de pandemie de coronavirus. Conform datelor statistice, 853 de vasluieni și-au pierdut slujbele în anul trecut. Din păcate, piața muncii locale nu își va reveni nici în următorii ani, Vasluiul având cea mai slabă dinamică la creșterea numărului de salariați. Și în ceea ce privește evoluția câștigului salarial mediu net, vasluienii nu au parte de vești mai bune. Județul Vaslui în scenariul verde, un singur deces și doar 3 internări în 24 de ore. În județul Vaslui au fost înregistrate în 24 de ore doar 43 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 din testele procesate. Rata de pozitivare este astfel de 0,5 la 1000 de locuitori, mai scăzută față de ieri cu 0,3 la 1000 de locuitori. Numărul pacienților la terapie intensivă este de 13 fără niciun bolnav intubat, iar în scădere față de 1 mai când erau 17 internați în ATI reanimare. Un singur pacient infectat cu COVID-19 a decedat în județul Vaslui de ieri. La ATI reanimare sunt disponibile 10 locuri și polițiștii au dat amenzi mai puține, fiind aplicate în 24 de ore doar 28 de sancțiuni contravenționale în valoare de 8.000 de lei. Primarii vasluieni nu știu cum își vor mai scoate cămașa anul acesta. Ce are Consiliul Județean pentru a echilibra bugetele locale nu este nici micul dejun, a explicat Plastic Ciprian Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. Nevoia de bani din primăriile vasluiene care, pe ansamblu, încă de la trasarea bugetelor, au primit doar 3% din cât au solicitat. Cu cheltuielile legate de pandemie, dar și cu proiectele ale căror contracte au ajuns anul acesta la finalizare și necesită plăți, situația financiară a primăriilor vasluiene anul acesta pare mai delicată decât oricând. Taximetru din Vaslui, pericol public. Șoferul a primit o amendă record. În urmă cu câteva zile, polițiști din cadrul serviciului rutier Vaslui, care acționau împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român Vaslui, pe strada șoseaua Bacăului, din municipiul Reședință, a oprit în trafic pentru verificare un autoturism care efectua transport persoane în regim taxi. În urma controlului s-a constatat că autovehiculul are înmatricularea suspendată din data de 6 aprilie 2021, ITP-ul fiind expirat din data de 5 aprilie 2021, iar mașina aparține unui operator de transport taxi din Vaslui. În plus, autoturismul prezenta deficiențe la sistemul de iluminare. Totodată s-a constatat că autovehiculul nu deține asigurare de răspundere civilă autovalabilă, iar certificatul de agreere a expirat din anul 2020. În cauza au fost informați și inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui, care s-au deplasat la fața locului în vederea verificării respectării de către angajator a prevederilor legii 53/2003 și luarea măsurilor legale. Conducătorul auto, un bărbat de 45 de ani din Vaslui, a fost sancționat contravențional pentru încălcarea prevederilor legii 195/2002 și a legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu amendă în cuantum de 4.045 de lei, iar operatorul de transport a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1.000 de lei, fiind totodată reținute certificatul și plăcuțele de înmatriculare în vederea suspendării înmatriculării pentru o perioadă de 6 luni și suspendarea autorizației taxi pentru o lună. Lucrări de reparații pe drumurile naționale care tranzitează județul Vaslui. În data de 21 aprilie 2021 au început lucrările în vederea turnării unui covor asfaltic pe drumul național 11A, sector care face legătura cu Adjudul DN2. Tronsonul de drum are 26 de kilometri și se preconizează că în maxim 25 de zile proiectul de modernizare să fie terminat. Lucrările de modernizare a drumurilor naționale continuă cu varianta ocolitoare a municipiului Bârlad. Atunci când, în urmă cu 4-5 ani, promitea că Ștefan cel Mare va beneficia de o sală de sport ultramodernă ca în Occident, mulți locuitori credeau că sunt doar vorbe spuse în campanie. Dar primarul Mihai Muraru a demonstrat că se ține de cuvânt, a luptat mult și acum, iată, o bijuterie de clădire, una dintre cele mai frumoase săli de sport din județ, este gata de recepție. Mâine la ora 10 va avea loc recepția la terminarea lucrărilor la sala de sport din satul Ștefan cel Mare. Constructorul va preda obiectivul către primăria comunei Ștefan cel Mare, în prezența reprezentanților Companiei Naționale de Investiții. Vor fi 102 locuri pe scaune, fiind una dintre cele mai mari din județ. Aici, spune primarul, vor putea face orele de sport și elevii școlii din Ștefan cel Mare, școală aflată în apropiere. Sala de sport din comuna noastră va putea găzdui competiții sportive, basket, fotbal, handbal sau volei, precum și diferite evenimente culturale, expoziții sau târguri. Am spus că vom face investiții pentru locuitorii comunei Ștefan cel Mare și ne ținem de cuvânt, a spus primarul Moraru. Edilul își dorește ca dehramul satului Ștefan cel Mare pe 4 iulie să facă și sfințirea acestui important obiectiv.
RCA-ul devine obligatoriu inclusiv pentru mașinile care nu pot circula. Asigurarea RCA devine obligatorie pentru orice autoturism înmatriculat, chiar dacă este părăsit, lăsat de izbeliște, uitat prin vreun garaj sau nefolosit de zeci de ani. Asta după ce Curtea Europeană de Justiție a decis ca toate vehiculele înmatriculate pe teritoriul Uniunii Europene să aibă RCA, până în momentul în care sunt radiate. Mai mult, decizia Curții Europene de Justiție exclude și posibilitatea suspendării RCA, instrument prezent în legislația din România, destul de des folosit de șoferi în ultima perioadă. Vasluienii, fie că sunt persoane fizice sau organizații non-profit, au șansa obținerii unor finanțări nerambursabile și în acest an pentru ideile lor transpuse în proiecte de impact asupra unor domenii de interes local. Municipalitatea Vasluiană a alocat pentru anul în curs suma de 1.150.000 de lei, bani de care vor beneficia inițiatorii de proiecte în domenii precum sportul, cultura, cultele religioase și asistența socială. Pot participa la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații construite conform legii. Informații suplimentare se găsesc pe site-ul instituției www.primariavaslui.ro. În perioada 30 aprilie 3 mai 2021, echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Podul Înalt al județului Vaslui au desfășurat 168 de misiuni. Astfel, în această perioadă, pompierii militari au intervenit pentru limitarea și lichidarea a 6 incendii ale locuințelor, anexelor gospodărești, mijloace auto sau incendii de vegetație uscată. Pompierii au intervenit și pentru descarcerarea unor persoane și asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor în cazul a 2 accidente rutiere. De asemenea, pompierii militari au intervenit și în 9 acțiuni la alte situații de urgență, precum deblocări de ușă, căutare sau salvare, etc. În zilele de 30 aprilie, 1 și 2 mai, în zona lăcașilor de cult cu afluență mare de persoane, au fost efectuate 82 de misiuni de recunoaștere și patrulare. Se schimbă regulile de vaccinare anticovid. Din 7 mai, persoanele de peste 60 de ani se vor prezenta direct la centre fără programare. Restul persoanelor care vor să se vaccineze se pot prezenta la centrele de vaccinare după ora 14, tot fără programare, a anunțat medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare anticovid în România. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.